în caz că se întâmplă ceva cu un tramvai, se defectează, simte, de toate relele simți și deconectează imediat ca într-o fracțiune secundă. De asta se numește întrerupător ultra-rapid. Vizita în depoul companiei de transport public Iași a fost o aventură pentru preșcolarii grădiniței Varlam, Mitropolitul. Cei mici au fost impresionați atunci când au intrat în dispeceratul companiei. Am intrat în stația aia, cu, nu știu cum se numește, cu camere. Asta mi-a plăcut și mai mult. Am văzut un tramvai bordocaliu și tot așteptam să plece. Am fost cu tramvaiul când am mers la bunica. Și am mai fost cu tramvaiul și în Piața Unirii. Îmi place tramvaiul cum este. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici de când ai venit? Când am văzut cel mai multe camere. Vizita în depou a fost de fapt un tur ghidat în care cei mici au văzut cum muncesc cei care au grijă ca tramvaiele să circule fără probleme pe străzile Iașului. Cei mici sunt interesați să descopere modul de funcționare al tramvaielor, ceea ce se întâmplă în spate și anume cum funcționează stațiile de redresare, cum sunt reparate tramvaiele, cum sunt spălate acestea. Au rămas surprinși să vadă câți oameni sunt angrenați în toate aceste procese. Compania de transport public Iași, împreună cu Asociația Tram Club Iași, oferă posibilitatea copiilor, elevilor, preșcolarilor să viziteze depoul CTP Iași, acolo unde pot afla diverse lucruri din spatele muncii noastre până la urmă, pentru a simți contactul mai de aproape cu ceea ce înseamnă activitatea de transport public. Activitățile de vizitare ale depoului companiei de transport public se desfășoară în cadrul programului Săptămâna Verde.